Bună dimineața tuturor! Eu sunt Florin și azi despre o nouă ceartă ce urmează. În perioada următoare vom avea din nou o ceartă între Bianca și Mihaela, asta și pentru că Bianca știe că principalul ei adversar la câștigarea titlului din acest sezon va fi Mihaela și nimeni altcineva. Ceva normal în casa iubirii, mai ales când este vorba de Bianca și Mihaela. Nu este prima și nici ultima ceartă între ele. Sunt convins că după ce Mihaela va lua cecul, săgețile împotriva ei se vor accentua. Doar că partea interesantă va fi că Robert îi va lua apărarea Mihaelei și bineînțeles asta înseamnă că și el se va certa cu Bianca. Acum, de ce ia el partea Mihaelei? Când în ultima perioadă îi tot spune că se victimizează, că vrea să fie lăsat în pace. Asta chiar nu o mai înțeleg. Chiar dacă Mihaela are dreptate, ar fi trebuit să lase pe prietenul ei să o apere, prietenul care lua apărarea în toate disputele cu el, așa că avea cine să-i țină și ei partea. Și nu numai atât, dar se pare că Robert va avea votul decisiv în alegerea Mihaelei ca lider săptămâna următoare. Înțeleg că poate nu prea mai avea pe cine să voteze, dar se pare că nu a învățat nimic din greșelile trecutului. Greșel din care face parte și declararea iubirii față de Katinka, după un timp atât de scurt, dar mai ales după discuțiile ce le-au avut acum o săptămână. Discuții în urma cărora sunt convins că a început sfârșitul relației dintre el și Katinka. De asta nu înțeleg cum a putut să declare așa ceva. Inițial am crezut că este ironic și într-un final va spune exact asta, că este ironic. Dar văd că o lungește și o lungește până va fi prea târziu. Să vezi după despărțirea de Katinka câte discuții vor fi pe tema asta. Pe bună dreptate, pentru că este ilogic să spui că iubești și apoi la câteva zile să te desparti. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc să aveți o săptămână grozavă.